Mecanismele mari, mecanismele mari prin care se face regenerare sunt următoarele. Inbound-ul, azi, adică mecanisme prin care atragem clienți să vină ei la noi. Clienții vin la noi pe site, clienții vin la noi pe landing, clienții vin la noi în magazin, clienții vin la noi pe număr de telefon, ne sună. Mecanismele mari de a atrage trafic prin metode inbound se numesc în felul următor: Facebook, Google, email marketing, bannere online, cross parteneriate. Mai sunt, eu v-am spus top 5, da? Asta sunt mecanisme mari. Colegi, fiecare mecanism mare presupune roticele mici, pe care putem sau nu putem să le activăm pentru a avea mulți clienți. Ce am în vedere? Eu am să iau un mecanism mare, Facebook-ul, și să-l tranșez pe roticele. Facebook este un mecanism mare. În Facebook noi putem face lead generare inbound, adică clienții să vină la noi prin două metode. Metodă organică, acolo era și Instagram. Uitați-vă, organică, eu vreau să vă creez schema mare. E clar ce fac acum. Eu nu vă creez schemele mici, dar mare, să înțelegeți despre ce vorbim. Metoda organică și metoda care se numește Classic Ads sau plătită. Atunci când un om, o afacere, face lead generare pe Facebook, vrea să facă lead generare pe Facebook, el n-are dreptul să utilizeze doar organica sau doar ads-ul. De ce? Utilizând doar un singur mecanism, îți stai mâinile de a utiliza altul și de a avea clienți din altul, da? Dacă vorbim despre Facebook, vorbim de Facebook organic, adică cei ce postați voi în fiecare zi, câte o postare, două, și de Facebook ads, adică cei ce plătiți voi ca să ajungă la altă audiență decât aveți voi 200 de like-uri. Dacă noi vrem să facem lead generare, adică azi avem un client, dar peste o săptămână vrem să avem 200 de clienți, înseamnă că noi utilizăm tot ceea ce zic eu acum. Există și super mici roticele. Ce înseamnă asta? Facebook-ul ads are minim încă vreo 15 instrumente de a face acest ads. Cine cunoaște Boost? Boost înseamnă să plătești postarea organică ca să o arăți mai mult, corect? Simplu. Dar Facebook are instrumente gen click spre site, Facebook are instrument care se numește lead generare, Facebook are instrument care se numește promo video, Facebook are încă minim 15 instrumente care fac parte din ads-uri. Dar eu știu un lucru, că dacă vreau să-mi adun toți clienții posibil din Facebook, eu am să dedic timp pentru cel mai bun expert în Facebook, care să-mi seteze toate mecanismele prin care eu pot să am trafic din Facebook. E clar? De atâta noi nu putem să zicem că merge sau nu merge o afacere, decât după ce noi am setat 15 instrumente din Facebook.